Salut tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. În acest video continuăm, avem și puțin lag. Continuăm seria de 7 days to die, suntem ziua 7. Aoleo, am belit-o noi. Că este ziua 7 și off camera m-am mai plimbat și am mai găsit niște chestii, am mai luat niște resurse și am găsit niște machine gun parts și ne putem face calaș. Bine, și am mai găsit și niște crossbow. Aparent și că în casa asta, biserica asta, am lutat-o. Și mai era ceva compartiment secret prin partea aia. Am colectat și de acolo. Și am găsit niște crossbow parts. Deci ne putem face și un crossbow dacă vrem. Deci suntem pe bine, mai ales că e și ziua 7. Hai să vedem. Care e skill-ul pentru calaș? Ăsta? Nu trebuie altceva? Combat parts. Ce ne trebuie pentru ăsta? Că vreau să fac calaș de level 3. Abia acum putem să facem, dar nu putem. Las că e bine și așa. Așa, hai să facem. Să vedem ce ne trebuie pentru calaș. Fer, scotch și spring. Ia să vedem, avem. Fer știu că avem. A, uite, am mai făcut și astea, iron frame-urile între timp. Ma? Pa, n-am fier. Nu-i bine. Mai băgăm niște lemn aici. Bagă, fă fierul ăsta. Trebuie să avem niște fier pe aici. Nu se poate. De asta e că am eu 23 în inventar. A, las că avem. Ok, plastic. Plastic fantastic. Spring. Uite și din ăsta pe aici. Și scotch parcă știu că n-avem, dar avem glue. Deci ba. Bun. Și ai colectat și niște din astea. Astea le putem arunca. Sau este că le aruncăm de pe terasă. Stau la o terasă și mă gândesc la terasă. Și arunc niște din astea. Bă, dar uite cum cade. Mă, ăla avem și lăguț. Dar nu știu, n-ar trebui să mai avem lăguț, că na, nu mai avem setările. Apare în filmul 1080p, care îmi face o grămadă de lag. Să facem și un crossbow, ce-mi trebuie pentru el? Aaa, păi n-avem, bă, de crossbow. Chiar dacă mi-aș fi dorit. N-avem fier. Las că le lăsăm aici. Facem calaș totuși. Așa, da, avem tot. Făm un calaș. Șoful, fă și meu un calaș. Trebuie să fii 2 minute, ok. Nu o să dureze mult. Hai să vedem câtă muniție avem pentru calaș. 150. Astea hai să le lăsăm în chest. Vreau să fac niște. De fapt nu, nu facem cobblestone acum. Ce mai, uite, mai multă muniție. Lăsăm și țava, lăsăm și ouăle. Ouăle. Lăsăm hohole. Așa, lăsăm și cobblestone, nu știu de ce merge așa jocul. De fapt, asta e că vreau să repar asta. Ia dăm țava aia de gaz. Unde-i țava? Cu unde-i țava? A, uite aici. Așa, bam. Nu, nu, dă-mi înapoi alea. Ok, mai avem pe altundeva, ia uite, mai avem și aici muniție. Bă, dar uite, uite câtă muniție am strâns. Și n-aveam armă, uite. Ma, păi îi rupem pe zombi în seara asta, e clar. Ați bălit pula păzdălor. De asta e că n-are rost să mai facem din ăla, așa, hai să luăm astea. Bun, cât mai are până să facem calașul? 1 minut. Azi vreau să terminăm baza. Episodul ăsta nu știu dacă o să-l fac în 2 părți sau... Uite, de acolo am mai luat eu niște... Cum îi zice? Niște din ăla. Niște clay. Se vede că am lăsat gaură. Și acolo am defrișat noi în episodul trecut. Vreau să pun, uite cum avem acolo, în jur la bloc. Că atunci când vin zombie să avem high ground-ul. Așa ni s-a făcut calașul. Hai să avem și noi calaș! Să fim și doi șmecheri. Ce trecuți astea? Pleacă mă de aici. Nu știu, o să pun în loc de arc. De ce level o să fie totuși calaș? Sper că nu e de ăla de level 1. Zi în plus că nu e din ăla de level 1, că m-a supărat grav. Că m-aș simți ca și cum am irosit 6 părți din alea și abia dacă am găsit câteva, că am lutat off camera. E o bază militară în partea aia.
Am lootat-o off-camera cum m-am mai plimbat. Ah, e de level 2. Băi, sărăchie, grav. Bă, partea bună. Avem calaș. Allahu Akbar. Mai, vreau să-l încerc un zombie. Spune că vin, ne atac un zombie cât renovăm pe aici. Tuc, 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 tuc. Nu știu dacă am pus și în episodul trecut podul ăsta. Bam, bam. Bă, dar chiar putem să tragem cu calașul prin ele, nu? Da, putem. Dar cred că am atras ditai hoarda de zombale. Bam, bam. Hai bă, pune-te și tu ca lumea. Bă, cred că o să trească să fortificăm și etajul ăsta. Așa, bam, 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 bam. Cel puțin la geamuri, zic. Să-l fortificăm. Partea asta din clădire vreau să o demolez. Intrarea, chiar dacă e frumoasă și chestii, să-i ne dăm jos, vreau să o demolez aici partea asta, că mă încurcă. Și mă încurcă grav. Aha, hai că o demolăm noi dacă e. Bă, partea bună, luăm piatră. Și clay? What? De unde clay? Na, ne prăjim la soare. Dar ce? Ce soare vedeți voi? Bă, asta mie mi se pare vreme de... Nu știu, septembrie. Așa, așa a fost acum, în septembrie. Bă, a fost căldură. Până acum câteva zile când a plouat. Bine, clipul ăsta eu îl filmez în octombrie. E 3 octombrie. E duminică. Normal, clipul ăsta trebuia să-l filmez aseară, doar că... După clip am intrat puțin pe YouTube. După am văzut ceva, mi-a apărut la recomandat ceva clip din Tokyo Ghoul. M-am uitat puțin, după care mi-a apărut un link ăsta. Era, clipul ăla avea și un link de la ceva site și na. N-am mai filmat clip, m-am uitat la Tokyo Ghoul. Că de ce nu? Și filmez clipul ăsta duminică. E ceasul în viața reală, zic. 3:30 ziua. Normal trebuie să-l filmez la 3:30 azi noapte, dar na, nu l-am mai filmat. Ok, să punem și astea. Ce mă, faci foamea? De ce faci foamea? Păcat că nu o să ne mai arate așa de frumos blocul nostru din ferentari. Așa, bam. Am văzut că seria asta e susținută, cel puțin mai... Am mai multe vizionări decât pe cea de Fallout 4, de Fallout Shelter. Hai bă, să mâncăm niște din astea, ca să nu facem foamea. Bă, dar niciun pitalău pe aici. Mă miră. Aș. Ba, ba. Partea asta nu știu dacă ne încurcă chiar așa de mult. Bă, habar. Dar nu știu dacă prin cele de lemn putem să tragem. Oricum trebuie să mai luăm mai mulți copaci. Ia că poate ne întâlnim cu tigrul ăla siberian. Că de nu-i trag una cu calașul în gură. Wow, am reîncărcat arma pentru un singur glonț. Bă, dar nu știu de ce mai avem încă puțin lăguți. A, stai că aveam schimbul pornit. Închisei tabul. A, da. Și nu ai plimba pe aici. De-abia dacă deschisei jocul și începui să filmez. Că doar nu joc jocul ăsta tot timpul. Mai am și alte jocuri pe care le joc în timpul liber. Uite, după ce o să termin seria asta, cam pe la, nu știu, ziua 15, ziua 16, depinde când mă plictisesc eu de jocul ăsta, o să începem ceva, serie de Soviet Republic. E un fel de city builder cu aspect de, nu știu, de jocul cu transport. Mă urci, mă spirei de piatra asta, crezi că e ceva câine. Asta e... Nu mă, mai uite cobblestone. Și uite și lag.
Hai, de ce am atâta lag? Cred că se spawnă tigru siberian. Dracu știe. Uite și pe aici! A, uite și un pitalău. Uite tigru siberian! O dă parte în parte cu pitalău ăla. Uite-l! Hit! Hit! Două hituri. Oh! Am omorât tigru siberian! Ce zici mă, piezdoiule? Dă-i headshot, așa. Bă, ce-mi place calașul ăsta. Oricum avem la gloanțe, că călău avem 300 de gloanțe, de la ce să ne panicăm? Am omorât tigru siberian! Oh, yeah! I-am dat headshot din prima? Acum i-am dat headshot. Cred că i-am dat din prima. Dar de ce avem așa de mult lag? A, da, am sculat toată clădirea asta. Da, ce să zic? Luăm bulletproof-ul. BOOM! Cum de n-ai murit? Mor. BOOM! Ce ne dropă ăsta? A, ceva sculă din asta de care n-avem nevoie. Am trecut, bă, peste uneltele de piatră. Noi avem acum unelte de fer. Ia uite, o lopată, altă unealtă de piatră. Hai, bă, nu mai îmi dați din astea, că deja am trecut peste ele. Luăm și penele alea. Ce ai, bă, țâțe? Peste ce dracu se împiedică la habar n-am? Mor, mă. Mor, mă. A, de fapt, stai, că ar fi o idee bună. Modify. Să scoatem asta, că oricum nu o să-l folosim la noapte. Și să o punem pe AK. Modify. Ba. Bă, dar repede se strică și calașul ăsta. Asta e să le încarc pe amândouă. Nu mai fac greșeala de data trecută când îi dădeam modify și după uitam să o reîncarc. Și-mi luam damage. Mă miră că n-am fost deloc infectat pe seria asta. Că ai șansă să-ți dea zombie infecție din aia. Și după pierzi HP, avem și cu ce să reparăm calașul. Hai să mai căutăm și aici. Ce mai am? Vreau să iau... Luai deja cimentul ăla? Ok. Bătaie. Bătaie. Așa, vreau să tai un copac din asta. M-am dus să tai un copac. M-am dus să tai un copac și am strigat. Bine, aș putea să cadă copacul. Dacă am avea și noi stamina, ce bine ar fi. Lol, copacul ăsta ne ține să nu ne fie frig. Wow. Așa, m-am dus să tai un copac. M-am dus să tai un copac. Hai, sparge-te-n morți să tai. M-am dus să tai un copac și am strigat. Cade! Dă-te, bă, că cade! Maolo, ci-mi cad și mie FPS-urile în cap. Frumos. Bă, dar să-mi iau și o bicicliu. Că dacă tot nu... Nimă, tigru siberian! Vezi, mă? Bă, dar ce cap are, are capul în cur. Asta m-a enervat pe mine până acum. Te dracu, că nici nu vreau să te mânc. Mi-e scârbă de tine. Bleh. Așa, ce mai avem pe aici, prin zona asta? Una bucată bloc mare. Ok, nimic interesant. Mai multe ruine, mai mult lag. O geantă din asta. Ce avem prin geanta asta? Aha, chestii useless, un ghiozdan. Hai bă. În asta ce avem? O din asta, o cagulă este. Modify, water slot-ul, scrap. Ne ducem la asta noastră, modify și îl punem aici, ba. Nu știu ce face ăla, am impresia că poți să bei apă din aia stricată și să nu faci dizenterie, drept, știe. Ia să luptăm și
Asta? Bam. Bam. Sper să apucăm să facem mai multe defensuri la blocul nostru din Fire and Tar până nu ne atacă țiganii la noapte. La noapte o să vină țiganii să ne fure fierul. Și noi nu vrem să ne fure țiganii fierul. Așa că mai mă plimb pe aici puțin. Bine, ar fi opțiunea să mă duc la ceva. What the fuck, why? Ce trec face ăla? Să mă mut în alt bloc. Uite cum e ăsta. Sau într-o ruină din asta, să mă pun pe ea și să aștept să treacă noaptea. Și dimineața doar să mor zombie. Dar ce fan ar fi în chestia asta? Nu? În ăsta o să găsim apă dacă căutăm. Dar n-am nevoie pe moment. Încă n-am nevoie. Maolo, ce zonă de căcat e pe aici. Pe aici am impresia că am mai fost. Coaie, sunt trei biomuri. E din ăsta pârnaie. Nu, uite, pe aici am luptat de a găsi părțile alea din AK. Zona asta e pârnaie, grav. Uite, pe aici e deșert. Bă, sărăcie rău zona asta. Sărăcie. Hai să ne ducem acasă. Poate mai luăm un copac 2 și gata, mergem acasă. Ca să ne mai fortificăm și noi baza, că nu putem să stăm așa. Nimă, uite un PS2. Bă, PS2-ule. Bum! Te-a dracu de PS2. Așa, ce mai avem pe aici? Nii, chestia asta îmi dă cărbune. Și lemn. Așa să sărcim și copacul ăsta. What? Copacul ăsta tocmai mi-a dat cărbune. Da! A, păi ăștia scopași din aia, șmecheri. Nu ca stamina mea. Păi, dar n-am și un alt skill point. Auzi, un șarpe? Șarpili, haide! Filmăm? Filmăim! E bine. De 17 minute deja? What the fuck, oaie? Hai, nu da asta. Crash. Vedeți ce moftică? Grav. Când mi se buchează. Bine, nu mi se buchează. Când am lag spike-uri din astea grave. De fapt, astea nu sunt lag spike-uri, astea sunt freeze-uri direct. Dar să mă rog, de știu de ce le am, că am setările mici, rău. Și jocul ăsta nu ce... Bine, înainte nu cerea așa de multe resurse, acum nu știu ce cere. Poate și-am modificat minimurile, dar oricum. Mai am un episod / live pe canalul al vechi, în care am jucat jocul ăsta pentru o oră întreagă și n-am avut pic de lag. Și aici dau de drop frame-uri din secundă în secundă. Ole, ceasul deja 11. Cât lemn am? 800! Ah, perfect. Unde sunt spike-urile? 40. Ba. Am rămas și fără lemn deja. Hai să lutăm și pe ăsta. Bine, eu lutez copacii. Nu-i tai. Eu doar îi lutez. Ia că bea un din ăsta. Gât, 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 gât. Bă, da, nu trebuia să-mi dea și mie ceva boost de stamina, de energie, de câvă. Hai să mai și mâncăm. Nia, 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 nia. Bun. Câte lemn am? 200 și ceva. Bă, cred că o să ne... Nivă bombardierul! Vreau acum de aici gunoiul, gunoiul. Cât de departe e ăla oare? Hai să mergem și noi la un airdrop acum. Tic, tic, tic. Ia uite o căprioară sau o alpaca. Trecu știe ce e. Bine, posibil să avem mult lag dacă mergem acum la airdrop, că în zona aia nu cred că am fost niciodată.
Chiar dacă m-am mai plimbat eu off-camera, nu cred că am fost prin zona aia, sau? Poate am fost atunci când am dat prima tură cu bicicleta în jur la Borășelul ăsta. Mai țineți minte când am făcut bicicleta acum două episoade, parcă? Bine, mă întreb pe voi dacă mai țineți minte, că eu nu mai țin minte. Am înțeles, am trecut prin porumbul ăla. Deci că n-ar fi existat asta, ci... ce dracu e asta? Asta e ceva ca să baricadat bine. Mi se nota de câini pe aici. Bine, dar acum nu mai e chestia de câini că mă fac ceva. E că mă spărie. Că vine câinele la mine și, și latră și chestii. Bă, da. Fii atent. Impresia că să avem lag, că atunci când lovește ăla. Bă, da, de ce se randează iarba? Mă miră că se randează iarba. Pe aici. Așa, ce avem în el? Asta o să fie interesant. Asta o să fie interesante. Storage. Bam, bam. Vreau spike-ul înapoi, căul înapoi, gloanțele înapoi. Hai să luăm și copacul ăsta. Bam. Uite că e și bicicleta folositoare ca storage. Oricum mergem cu ea acum acasă. Renovăm toată zona pe acolo. Este că ar fi bine să mănânc și eu niște mâncare din asta de mâță. Bam, te-am și copcacul ăsta. Copchilul ăsta copca. Bam. Așa, avem 300 și de lemn, ar trebui să ne ajungă. Bun, mergem la bază, suntem pe bines. Nimă zombie nesta târătoare. El ca care cu bicicleta. Băi, nu-i bine. Nu-i bine să calci handicapați cu bicicleta. Bine, decât aia de te enervează. Nimă, facem una boxing aici. Că vă sunt ceva clipe. What? Ah, deci aici e clipul. S-a întâmplat clipul ăla de făcea unboxing. Au făcut un unboxing. Bă, tu ce n-ai să faci aici? Maură, îi dădui fix pe lângă. Bam. O să fie interesant la noapte când o să ne bătem cu o grămadă din ăștia. Bă, dar mă enervează grav iarba asta. Gloanțe! A, e bine. Uite și ăsta. Meh, astea nu-s bune. Ia stai. Hai să facem și noi un unboxing. Bam. Facem un unboxing. Plastic. Bă, dă-te drag. Când mor te transformi în plastic. Devii fantastic. Așa. Bam. Tragem pe dreapta. Bă! Gata, am dat daună totală. Bun. Ne mai plimbăm pe aici. Ce dracu a pățit casa aia, what the fuck? Ok, hai să mergem la noi la apartamentul nostru. Ce dracu e aia din față? Bă, dar ar fi o idee să ne bătem cu ursul. Bă, sunt niște oase, ok. Să mor de pe ce am călcat. Că acum, dacă avem AK, cred că ne putem bătea cu ursul. Cu Yogi și să vedem ce ține Yogi acolo în spate. Bă, ar fi o idee. Deci cred că ne-ar consuma la gloanțe. Dar câte gloanțe avem? Ne, 325. Păi asta e cam o idee. Fac o șmecherie reală. Bun, asta ar trebui să-l țină. Dar nu putem să tragem fix acolo. Haide, Yogi. Ieși afară, curvă ordinară. Nu vrea să iese.
Dar în PS2 eu mă stii atunci. Al dracu de PS2. Mi-e frică. Acum că avem calaș. Cred că vi l-am arătat în acum câteva episoade. Olda, cum arată zona asta fără copaci. Bă, dar e bine că acum o să putem vedea de unde vin zombii. Ce zici, mă, PS2-ule? Uite și pa. Fă! Când îți dau eu una. Acum avem iarbă, bă. Hai să renovăm pe aici. Mahaha. Cum o dau eu cu bicicleta. What the fuck, oaie? Bă, eu nu vreau să dau una ăla. Oh, am pierdut fier. Iardă-mi cu ciocanul în iarbă. Nu e bine, nu dați cu ciocanul în iarbă. Stricați iarba. În ce naiba lovesc? Că dau, uite, 4 ori și nu upgradez niciun din pereți. Really? Așa de repede am rămas fără... What? Bam. 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 Bă, dar ce repede rămânem fără spike-uri din astea. Nu știu dacă în partea asta o să se mai apuc. De fapt, nu o să mai apuc să mai upgradez, așa că hai să punem de aici, de acum. Bam, bam, știu că le pun greșit. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam. Dăm toporul în iarbă. Bam. Bam, bam. Luăm piatra, bam, bam. Așa, aici mai avem de pus. Încă un spike și am terminat. Bam. Bun. Storage. Tuc, 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 tuc. O să trească să fim pregătiți de marea bătălie de la Kaufland. Nu mai trebuie să mai punem un spike acolo. Bam. Bun. Așa, hai să punem și niște... De-astea, niște wood frame-uri. Niște wood frame. Bam, bam, bam. E bine. După ce termină și cu noaptea 7, o să ne mai punem să ne mai renovăm din apartament. Vreau să le extind. O să vedeți ce o să facem. Așa că uite că văzui wood frame-ul pe aici. Bam, 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 bam. Bă, da, luai bicicleta în mână. Nu o luai. Stai să luăm bicicleta în inventar. Ioint? Da. Nu. Unde aici de jos, că mi-e mai ușor? Că sus mi-e greu cu colțurile te. Într-un colț de genul. Bă, da. Chiar mă, la terasă eu ce le fac? La terasă nu-mi trebuie nimic. O să pun. Să sperăm că nu cade toată bara. Fuck. Well. Meh. Uite, aici nu e nevoie. De fapt, o să fie nevoie, că dau jos cu toată bara asta. Ah, ba nu. Ok. Cool. Mă folosesc și de apartamentele astea. Bun. Hai să spargem și aici. Ok, n-a căzut, deci e bine. Bam. Și aici doar o să mă urc pe bara asta. Bine, vreau să sparg aici peretele asta ca să-mi fie mai ușor. Și... cum am făcut și în partea cealaltă, spargem și pe asta.
Hai mă, dă-i în el. Bam. Ok, mai facem mai multe frame-uri. Ar fi frumos să avem și pe joc mai multe frame-uri, dar na. Mi-am dorit să mult pe jocul ăsta. Mi-am dorit 7 episoade, orice armă. Și am primit-o. Deci cum ar fi dacă ar fi să vină noaptea? Ok, spargem și peretele ăsta. Bă, dar ce puțin HP are un perete de genul ăsta. Noroc că avem spike-urile alea pe jos. Deși presimt că o să intre în bloc. Dar ce contează? Ce dracu avem overweight? Bicicleta. Ok. Bun. Așa, cum e zona? Bam, 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 bam. Bam. Bam, 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 bam. Deci cam asta o să fie planul de apărare al cetății. Sparg și asta. N-are rost să-l țin. Mă încurcă prea mult. De ce dracu obosești așa de repede? Mâncă și tu ceva. Ba și tu niște suc. Bam, bam, bam. Eu vreau să ne fie mai ușor ca să omorâm toți zombii. Oricum în episodul următor o să omorâm toți zombii. Nu o să ne atace baza. Că e, o să fie noaptea aia roșie, în care vin ăștia cu ochii roșii. O să avem și câini, o să avem și lupi. Cred că o să-l avem și pe Yogi the Bear. Bă, dar ce trebuie cu băsești așa de greu? Hai, bea niște suc. Bam, 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 bam. Hai să mai fac niște de-astea. Lege. Niște frame-uri să le pun pe. De ce trebuie să existi? Ca să-mi explici tu mie planurile. Tu mă pite ca drag. Bun. Le spargem și pe astea două și gata, am terminat cu metodele de defense ale bazei. Bine, mai am și stâlpul ăla din partea aia. Dar ce contează. După episodul ăsta o să iau o mică pauză. Termin și o sezonul 1 de la Tokyo Ghoul. Și după, nu știu, cred că fac episod de Fallout Shelter de marți. Nu știu. Ok, hai că e bine. E bun. Atât din când o să cădem la noapte, e bine. Tuc, 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 tuc. Oh, ce era să cădem jos. Bun, ce avem pe aici? Gunpowder și chestii. Da, aș vrea să pun niște torțe prin în jurul bazei, dar n-are rost, oricum avem brightness-ul la maxim. O să avem cel puțin la maxim diseară. Bun. Așa, hai că las și pe asta aici. Medkit-urile am să le țin în caz de se întâmplă ceva. Ok, astea ar trebui să fie ok. Sper că auzi un zombie. Da, auzi un zombie. Cred. Cât mai e chat-ul? Mă ultimăm de 34 de minute. Episodul ăsta apare luni, nu? Da, luni o să apară. Ok, deci ne putem duce în jurul fazei. Am timp să editez episodul ăsta până luni. Așa. Sper că jocul nu se aude prea încet, că mai umbla puțin cu audio-ul. La e? Cine bea aici? Clot, moca. Bun.
Da. Că am văzut că în episoadele trecute mă auzeam destul de încet, mă auzeam la același nivel ca jocul, deci nu mi era bine. Ok, putem să-i omorâm pe aici, bam. Bam, 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 bam. E bine. Bun, hai să mergem sus. De fapt, stai. Așa, asta vreau. De ce pun o din asta? Zombie? O să poată să urce. Scară sau? Da. F. Deci e clar. Hai mă. Bam, blindaj. Boi. Bun. Mai facem niște frame-uri. Și ce mai vreau, o să mai joc eu puțin până se face seară. Da, trebuie să facem asta. Și ai mă, handicapatule. Păi ne-am dus la etaj la noi. Aici, în apartamentul nostru belengheros. Și nu știu, aș vrea să integrez toate apartamentele, cred, de la etajul ăsta și să-mi fac o bază gigantică la ultimul etaj, frumos pe aici. O să fie penthouse-ul nostru. Pe acoperiș o să vreau să pun niște panouri solare, ceva. Ia uite, solar. Sol. Nu mai avem panel. Nu putem să facem. Ok. Da, scuze să văd cum facem cu noi rost de curent electric. Că o să avem aici la skill point-uri low voltage. De ce n-ai pe care e faza cu cartea asta? Pistol pel. Shotgun. You can craft shotgun magazine tube mod, ce? A, aici sunt cărțele. Acolo găsim cărți. Bă, da chiar, bă. Shotgun. Aole, o să pune pe ploaie, am belit pulențiu. Băieț, am belit pulențiu. E clar. A, uite, aici e apartamentul nostru. E clar, am bele pulenți. Sunt mort, știu care e faza cu raftul ăsta. Parcă vezi că mi este ceva după el. Nimă, dar asta e o metodă foarte bună, să te duci la ultimul etaj. Ar trebui să punem aici o ușă și să spargem scările. Să ai doar chestia asta. Bun. Deci cam acesta a fost episodul de astăzi, 7 Days to Die. Cred că ăsta o să se numească episodul 7, partea 1. Și, nu știu, poimine o să postez și partea a doua de la el. Deci, da. Eu am fost C4, noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!